Ar fi trebuit să intru alergând în slow motion, dar pentru asta ar fi trebuit să invitați niște fotbaliști de la echipa națională. Oh. Eu sunt Pamela Anderson. Uite-l. M-ați recunoscut deja cu siguranță. Sunt la fel de tânără. Sunt la fel de frumoasă ca și atunci când îmi dau jos lentilele de contact, generez sprâncenele, unghiile, botoxul, silicoanele. Și Mihai, tu știi despre ce vorbesc, da? Păi, mergi seara în centru vechi, bei ceva, pleci acasă cu Anca Dinicu și te trezești dimineața în pat cu Dorian Popa. Recunosc că am ajuns celebră datorită sânilor. Eu, o foarte mare parte din viață, am fost iepuraș. Dar am aflat și despre tine, Mihai, că ai câștigat într-o zi cursa de 10 cm viteză? Nu trebuie să te superi pe mine, Mihai, pentru că eu te admir. Să știi că mi-am dorit în toată viața mea să fiu un superstar ca tine. Ei bine, știu că tu ți-ai dorit în toată viața ta să devii un jurnalist sportiv. Stai liniștit. La cât avânt a luat cariera ta în ultima vreme, ești foarte aproape să ajungi acolo. Dar da. De aici, sinceră să fiu, îmi place chelul. De altfel, ți-am spus asta când ai venit la mine la cabină înainte de filmări. Iartă-mă, nu vreau să-ți fac propunere. N-aveți vânătăi, nu? Nu. Sunt un don. Dar apropo de cabinele voastre, eu nu înțeleg cum puteți să filmați acolo. Sunt atât de mici, adică știi, dacă vrei să faci un 69 în cabina aia, n-ai loc. Oricum, indiferent de cât de mari sau mici sunt cabinele voastre, eu am remarcat că sunteți tratați acolo regește. Ca niște adevărate vedete. Adică văd și eu aici, lumea în pauză mănâncă o fasole, ceva, și voi mâncați somon, mâncați icre și alte bunătăți rămase de la Ștefan Bănică. Nu înțeleg de ce voi acceptați resturi. Și mă duce gândul la Dan Badea. Exact. Adică îl vede omul și zice, ok, am văzut o parte din tine, dar unde-i restul? E pe scenele țării. Delia, să știi că mi-ești foarte dragă și te admir de foarte mult timp. Și mi-aș fi dorit foarte mult să ajung să te cunosc, pentru că este o foarte mare plăcere să stai de vorbă așa cu o mare vedetă. Și iată că astăzi ai ocazia. Că știi, tu ești un paradox. Tu-ți cumperi case tot mai mari și mai frumoase și mănânci tot ca un homeless. Să vorbim despre lucruri frumoase. Adică despre mine. Am avut iubiți o grămadă și asta. Se știe, au fost rockeri, au fost rapperi, unul intra, altul ieșa, ușile deschise în permanență, era curent, aveam tot tipul cinstită. Aia e. Loret știe și ea despre ce vorbesc. Eu când eram mică, idealizam dragostea. Când mai folosesc astfel de cuvinte, șoptiți și voi de lei la ureche ce înseamnă, că nu vreau să te mai uiți la mine ca la insulele balneare. Mă gândesc cu atâta plăcere și cu atâta drag la tine că peste 30 de ani cea mai lungă vacanță a ta va fi la Băile Herculane. O să stai frumos acolo și o să-ți amintești cum era când filmai la Ai Umor, la X Factor. Dar asta e, timpul trece, tinerețea nu iartă pe nimeni. Nici măcar pe Andreea Marin. Mare fan. Ce-i, mă? Aș vrea să vorbim despre ceea ce facem noi femeile ca să fim foarte frumoase atunci când nu ne-am născut așa. Pentru că, na, ce să facem, nu toate femeile suntem ca Delia. Delia, ca să fie ceea ce este în ziua de astăzi, și-a făcut o singură operație. De mult. Nic, o plastie. Acum,
săracele femei din ziua de astăzi, ele nu mai vor să fie tratate ca niște obiecte. Și atunci își fac buzele din ce în ce mai mari. Lucru care nu este de condamnat, pentru că, desigur, orice instrumentist trebuie să își perfecționeze aparatul. Laura, de exemplu, a făcut același lucru și a mărit buzele, pentru că așa s-a prins Dan Badea că ea juca în deplasare. Dacă era să-și modeleze buzele pentru el și le micșora. Și uite, le-am cunoscut pe fetele de la Bambi, pe Denisa și pe Raluca. Denisa și-a făcut niște operații și a pus niște silicoane care încep de la clavicule și se termină ele știu pe unde, și-a mărit buzele, și-a tatuat sprâncenele, și-a umflat pomeții și așa mai departe. Eu zic că ar putea să ajungă liniștită pe Discovery, pentru că se naște o nouă formă umană. Sora ei, Raluca, și-a mai mărit și ea buzele, și-a mai tatuat și ea sprâncenele, și uite, fetele așa, au reușit să își îndeplinească visul pe care nu au reușit să-l îndeplinească părinții lor. Adică sunt gemene, practic. Bineînțeles, acum toată lumea o să vină și să mă întrebe de ce nu zic nimic de Loredana. Păi n-am ce să spun de Loredana. Loredana a lămurit singură problema, da? Nu are operații. A realizat tot... La fel ca președintele Iohannis. Sport și meditație. Pentru că, uite, de-aia Dalai Lama nu se mai arată la față de foarte mult timp. A ajuns să-i crească silicoane și să arate ca Bon Jovi. Femeile trebuie să înțeleagă până la urmă că frumusețea vine din interiorul lor. Și putem să realizăm acest lucru dacă ne uităm la Șerban Copoț, pentru că frumusețea lui vine din interiorul soției, care i-a dăruit 3 copii foarte frumoși. Așa rău, frumos. V-am plictisit destul și vă doresc, din tot sufletul meu, să fiu și eu într-o zi ca voi. Sărut mâna, la revedere, sunteți extraordinară, vă mulțumim frumos, Doamne ajută! Doamna Crina Abrudan și-a făcut tema în această seară, a avut parte de un text bine organizat, a venit pe atac, ca să zic așa, a fost înțepată, cu ton superior, ironică, ne-a târât prin nisip. A îngropat în nisip, știi, unii până la gleznă, unii până la genunchi, exact. Unii până la gât. Noi am pregătit un cântecel de despărțire. Așa. One, two, three, Pamela vrea copii, dar Tommy nu o lasă, că are prea frumoasă. Ah, ce te-ai... Aveam altă... Mulțumim! Mulțumesc! Mulțumim.